Partida de ieri a fost una dificilă pentru jucătoarele antrenate de Atanas Petrov. După 4 etape, CSU Medicina CSS Târgu Mureș a câștigat primele partide, ca următoarele două meciuri să le piardă, fiind învinse de liderul clasamentului CSM București, respectiv SC Știința Bacău. Jucătoarele de la CSM Târgoviște au rămas invincibile și după partida de aseară, câștigând până acum toate meciurile. Jucătoarele de la CSM Târgoviște au câștigat cu scorul de 1-3 la seturi, după cum urmează: 26-28, 25-26, 19-25 și 13-25. Va urma sâmbătă o altă partidă în care CSU Medicina CSS Târgu Mureș va juca împotriva CS Volei Alba Blaj.